doli uriaș în presă. După ce un jurnalist Reuters a fost ucis în Liban în urma unui tir de rachete din direcția Israelului. Este vorba de Issam Abdallah, care a fost ucis în timp ce furniza un semnal video live pentru radiodifuzori. Camera era îndreptată spre unde al când o explozie puternică a zguduit camera, umplând aerul cu fum și s-au auzit țipete. Suntem profund întristați să aflăm că videograful nostru, Issam Abdallah, a fost ucis, a spus Reuters. Căutăm urgent mai multe informații, colaborăm cu autoritățile din regiune și sprijinim familia și colegii lui Issam. Într-un interviu acordat Reuters, Fatima Kanso, mama lui Abdallah, a dat vina pe Israel pentru moartea fiului ei. Israelul mi-a ucis în mod deliberat fiul. Toți purtau echipament de jurnalist și cuvântul presă era vizibil. Israelul nu poate nega această crimă, a adăugat ea, cu puțin timp înainte ca Abdallah să fie ucis. El a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu el însuși purtând o cască și o jachetă de protecție cu cuvântul presă vizibil pe ea. Forțele de apărare Israelului nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii cu privire la observațiile lui Kanso. Întotdeauna încercăm să atenuăm și să evităm victimele civile, a declarat Erdan, trimisul ONU al Israelului, reporterilor într-un briefing. Regretăm. Ne pare rău. Și o vom investiga. În acest moment, este prea devreme să numim ce s-a întâmplat acolo, a spus el, Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban, o unitate de menținere a păcii care patrulează la granița Libanului cu Israelul, s-a declarat întristat de vești și a cerut oprirea focului. Potențialul ca această escaladare să scape de sub control este clar și trebuie oprit, se arată într-un comunicat.